3, 2, 1. Salut, eu sunt Vlad și astăzi vreau să vorbim din nou despre crash-uri. Apropo, cum o mai duceți? Vreau să-mi spuneți în comentarii. Dacă o duceți bine, mi-ați urmat sfatul din episodul trecut. Dacă vrei să-ți meargă bine cu crash-ul, să fie totul ok între voi, să nu fie nimic awkward. Știți voi, cu carisma de Constanța aici, ascultați pe munteni. Astăzi voi vorbi din nou... De ce fac așa? Astăzi vom vorbi din nou despre crash-uri. De ce tot ies din focus? Nu înțeleg. Dar astăzi vă voi arăta 4 etape cu crash-ul vostru. Adică știți voi, prima oară când vă întâlniți, începând de la momentul în care v-ați întâlnit până la momentul în care aflați dacă sunteți în friendzone. Ce scoate de animale, frate, afară? Ori te-a băgat din friendzone, ori... Filmez de dimineață. Deci filmez de dimineață și am zis că nu o să mă deranjeze nimeni. Deci din momentul în care îți cunoști crush-ul până în momentul în care ori te bag în friendzone, ori reușești să ieși cu el în oraș sau ceva de genul. Cu el referitor la crush, pentru că eu aș ieși cu o fată dacă aș ieși în oraș cu crush-ul, adică... Dar mai întâi hai să vă spun câteva tipuri de crush. Cred că toată lumea știe tipul ăla de crush care efectiv nu-și dă seama ce faci, nu bagă în seamă niciun semn de-al tău. Și orice-i face, nu se prinde că te dai la ea și că vrei să spari gheața, pur și simplu nu-și dă seama de ce faci. Sau crush-ul care se prinde că te dai la ea, dar totuși nu vrea să facă niciun pas, stă acolo și se uită la tine cum încerci. Sau un caz foarte rar, dar fericit, acel moment când crush-ul e la fel de timid ca tine, te place, dar nu are niciun curaj să te bage în seamă și da, cred că rămâneți doi forever alone. Aici contează foarte mult curaj. Și dacă nu ai curaj, nu o să-ți dai niciodată seama dacă te-a plăcut sau nu acea persoană, pur și simplu trebuie să-ți... Simt că natura mă urăște, uitați-vă și voi. Oameni buni, asta se întâmplă dacă locuiești la oraș și încerci să faci daily vlog și deschizi un pic geamul pentru că mori. Eu mor de cald. Efectiv mor de cald, cred că se poate vedea și pe mine cum am bronzat, am toate astea. Nu pot să stau fără geamul deschis. Și nu știu dacă am o față de dimineață, apropo. Față de dimineață? Așa că vă voi prezenta acum cele 4 etape, să începem. Prima etapă constă în primul contact, de ce arăt doi? În primul contact cu crush-ul tău. Știți voi, atunci când începeți voi doi să vă cunoașteți, în unele cazuri poate să fie dragoste la prima vedere, chiar n-am nicio idee. Dar aici prima dată când vă cunoașteți, e foarte posibil să aveți emoții prima dată și să cam încurcați lucrurile. Chiar așa puteam să găsim și nouă o fată, chiar așa uite. Hai, salut! Bună! Anca? Bună, și eu sunt Anca, adică Vlad, adică ce? Sau chiar dacă nu vrei să arăți că ai emoții, pur și simplu nu te uiți deloc la crush-ul tău și asta este greșit. Cred că toată lumea știe momentul ăla și chiar încercați să evitați contactul vizual cu crush-ul. Să nu faceți asta pentru că e posibil să creadă altceva despre voi. Pe bune, nici nu mă bagi în seamă? Ce? Etapa a doua, momentul când te bagă în seamă. Wow, asta chiar schimbă tot. Cred că ați experimentat asta și prima dată când v-a băgat prima în seamă, v-ați simțit, mamă, gata, am cucerit-o direct. Deci dacă te bagă în seamă prima dată, ești boss, adică ești pe bine, să o duci bine. Ideea este să te bucuri că te-a băgat în seamă și să continuați așa de acum încolo. Dar ideea e că e un moment foarte special și cred că te gândești la asta de mii de ori din punctul în care s-a întâmplat. Mamă, frate, deci azi m-a salutat și a fost cel mai genial lucru din lume și cu ce era îmbrăcată și cum avea părul și era perfect. De eu când am salutat-o înapoi, poate eram prea urât, poate nu stătea bine părul, poate nu eram bine îmbrăcat. Nu, vorbesc prostii. Deci doar m-a salutat, sunt bine. Trebuie să mă gândesc. Ok, data viitoare o voi saluta, dar trebuie să fiu și eu mai cool, mai astea, nu sau... Sper că nu m-am grăbit sau ceva. Etapa a treia. Dacă ea a făcut un pas, bineînțeles că trebuie să faci tu al doilea pas. Dar trebuie să ai grijă cu al doilea pas, pentru că dacă pari un pic prea obsedat, e posibil să se dea ea în spate și dacă pari un pic prea indiferent, e la fel de posibil să renunțe la tine. Ideea este să fii cât de normal posibil, să nu-i aduci dita mai buchetul cu 70 de trandafiri după ce ți-a răspuns prima dată, pentru că
ea o să creadă că ești un mega obsedat și pur și simplu nu o să mai vorbească cu tine niciodată. Ideea este porți foarte natural cu ea și să vorbiți despre ce vă place, știți voi. Ultima etapă este să spargi gheața. Când te simți pregătit și spui: "Bă, frate, sigur mă place fata asta." Bine, sau cel puțin crezi că te place, încerci să spargi gheața și, cum ziceam, în loc să-i dai o floare, ai putea să-i cumperi o înghețată. Este un gest simplu și va crede că ești un băiat normal, vrei să ieși la o înghețată, toate astea. Ea o să prindă cumva mesajul tău și de acolo te vei descurca cu vorbele tale. Ea o să prindă mesajul tău și de acolo, na, vă descurcați de acolo. Mă cam gândeam, noi vorbim de ceva timp și chiar cred că este o conexiune între noi și, uite, chiar cred că ne placem și cred că putem să ducem relația asta un pic mai departe, la un alt nivel și, uite, ți-am luat o înghețată. Ce? Credeam că suntem doar prieteni. Dacă nu-ți dă semne bune, înseamnă că ori nu este interesantă, ori nu s-a prins de nimic din ce ai făcut până acum și tot ce ai făcut a fost în zadar, tu crezând că ți-a mers bine și ea până acum a crezut că sunteți foarte buni prieteni. În ambele situații îți recomand să faci o pauză, să nu creadă că ești un disperat. Apropo, pentru cei și nu știați, eu și Cristian am primit un mega frigider aici de la Cornetto și e genial. Gândiți-vă că noi prima dată, când prima dată l-am primit, era full de înghețată, dădea pe afară și uitați-vă cât a rămas acum, deci noi am cap prea mult. Cred că o să iau și eu una. Pentru cei ce nu știți, data trecută v-a pus să scrieți în comentarii în ce stadiu sunteți cu crush-ul, sunteți în friendzone, ați ieșit din friendzone. Câștigătoarea pennyboard-ului Cornetto este Patricia Pati. Felicitări, Patricia. Noi îți vom trimite acest pennyboard semnat de mine și de Cristi. Dacă vrei să câștigi un pennyboard Cornetto, nu uita să-mi scrii pe Facebook cum sunteți voi cu crush-ul, dacă ați trecut prin toate etapele astea, sunteți în friendzone și cel mai tare comentariu va primi un pennyboard. Aștept comentariile voastre. În fine, dacă am atât cu acest episod, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like. Știu că probabil mulți dintre voi așteptați clipul special pentru 500.000 de abonați. Știu că am întârziat foarte mult, dar este ceva foarte special și abonații au început să crească foarte mult deodată. Din nou, vă mulțumesc, suntem aproape 510.000 de abonați. Cu siguranță clipul pentru 500.000 de abonați va fi următorul după acesta. Cum o să apară, v-aș ruga să-l bombardați cu like-uri pentru că va fi cea mai tare chestie de pe canalul ăsta. Cel puțin sper. Vă voi da o mică părticică din clipul pentru 500.000 de abonați. Salut, eu sunt Vlad și simțeam că trebuie să fac un diss track pentru foarte mulți youtuberi. Sper să vă placă. E doar o glumă. Subscribe la Cristi Ro, Constanța Vibes. Yo. Max. Eșel Vural. Mimi. Andra Bogdan.